Cei care adorm după 11 seara, între ora 23 și ora 1, sau chiar mai târziu, da, deci după, în general după 23:30, s-a dovedit conform unui studiu că ar consuma mai mult alcool și că ar mânca mai nesănătos. Dar că cei care reușesc să se culce înainte de ora 11 seara, chiar dacă dorm mai puține ore, sunt mai odihniți și s-au asociat aceste persoane cu un regim de viață mai sănătos, ca atare cu o alimentație bogată în fructe și legume, cu mai puțin alcool și chiar cu mai multă activitate fizică zilnică. Este vorba despre un studiu publicat în American Journal of Clinical Nutrition, care a urmărit cât de mult dorm subiecții, la ce oră se culcă și ce mănâncă, în principiu care este stilul lor de viață. Și pornind de la această informație, studiile astea parcă ne confirmă cumva că stilul de viață pe care îl aveau strămoșii noștri, care într-adevăr nu aveau televizor și tot felul de gadget-uri care se țină treci noaptea, mai erau războaie săracii, să mai luptau cu o grămadă de alte probleme. Dar se trezeau foarte devreme, odată cu zorii zilei sau chiar înainte de zorii zilei, și se culcau odată ce apunea soarele sau puțin mai târziu, da? Se odihneau pe parcursul nopții, apoi activitatea fizică era una intensă, existau zile călduroase și atunci în care ei stăteau pe câmp și munceau, își puneau pălării, existau pălării pe cap, femeile nășteau pe câmp și așa de departe, da? Deci aveau o viață complet diferită de noi. E adevărat că speranța medie de viață era una mult mai scăzută și din cauza războaielor, dar mai ales din cauza faptului că medical tehnologia nu avansase atât de mult, nu exista atâtea tratamente medicale, însă cei care duceau această viață, practic conform acestor studii, ne confirmă, practic era o viață, un stil de viață sănătos. Și că dacă acum noi am păstrat, să spunem, câteva dintre obiceiurile strămoșilor noștri, probabil că am trăit mai mult și mai bine. Dar asta ținând cont și de evoluția tehnologiei și ținând cont de faptul că, Doamne ajută, nu prea mai sunt războaie din acestea de tip contact fizic. Nu ni se recomandă, adică practic de ce susțin lucrul ăsta, ce mi se pare lucrul acesta fi adevărat, gândiți-vă doar la faptul că ni se recomandă să mâncăm sănătos și trebuie să recunoaștem că pe vremuri oamenii strămoșii noștri mâncau sănătos pentru că nu existau pesticide decât naturale. Nu existau atâtea substanțe chimice care sunt alături de dăunătorii și bolile plantelor, prin urmare acestea creșteau într-un mod natural și nu existau efecte adverse. Când le mâncai trebuia să speli, mâncau oamenii mere și roșii nespălate fără nicio problemă. Acum dacă mănânci din piață cel puțin mere și roșii, riști foarte des să faci foarte des riști, să faci enterocolită, da? Din cauza substanțelor cu care acestea sunt stropite pentru a fi rezistente și pentru a se păstra proaspete pentru o perioadă mai lungă de timp. Deci mâncau sănătos. În al doilea rând că nu exista, chiar dacă le spun unii, domne, dar lasă că mâncau slănină cu ceapă și mâncau carne. Da, mâncau uneori și slănină cu ceapă, uneori. Însă gândiți-vă la ce efort fizic făceau. Păi noi mâncăm slănină cu ceapă dimineața, dar ce efort fizic facem în parcursul unei zile? Mai ales din acestea toride, în care stăm în fața calculatorului că nu putem să ieșim afară, fiindcă nu suntem obișnuiți, se pare extrem de cald și pe bună dreptate, da? Avem aer condiționat, stăm frumos la răcoare. Mișcare, alimentație sănătoasă, foarte mult stres, nu prea aveau când să aibă foarte multe probleme din acestea, nu prea aveau când să și le facă săracii, pentru că erau atât de obosiți, picau seara și se culcau, nu prea mai aveau când să se gândească la ele, și o grămadă de alte argumente care
ar putea să demonstreze că stilul lor de viață era unul sănătos. Nu putem să ne întoarcem la vremurile acelea, nu putem să trăim ca ei, dar cred că undeva stă ca o cheie la această viață sănătoasă, stă cumva simplitatea. Eu sunt de părere că simplitatea e importantă în multe lucruri. Iată că și în alimentație toți nutriționiștii ne recomandă să mâncăm cât mai simplu, mâncăruri procesate cât mai puține. Simplitatea în a privi lucrurile, viața, în așa fel încât să nu ajungi să te stresezi tot timpul, aoleo, dacă o să cadă drobul de sare, de-aia și eu cream că a făcut povestea respectivă, pentru că era ceva extraordinar. Existau și pe atunci cazuri de genul ăsta, dar oamenii erau conștienți că acelea sunt niște excepții și niște exagerări. Acum am senzația că oamenii nu își mai dau seama că de multe ori au manifestări și eu avem manifestări ipohondre, ni se pare că ne doare capul, ni se pare că suntem foarte osteniți, ni se pare că ne-a luat cu amețeală pe drum că era prea cald afară, ni se pare că oamenilor ăstora săraci nu știu cât li se părea, ei erau pe front și nu li se mai părea nimic, erau pe culegeau via și săpau ogorul în miezul verii și nu li se mai părea nimic, că nu mai aveam nicio problemă de sănătate, da? Deci, cumva, ne întoarcem la origini, păstrând însă din avantajele evoluției tehnologiei pe mai multe planuri și mai ales în medicină, cumva trebuie să găsim un echilibru, în așa fel încât să nu ne stresăm la fel de mult, să mâncăm mai sănătos, să fim ceva mai activi, da, o grămadă de lucruri pe care le știm cu toții, să fie bine ca să nu fie rău, dar este dificil să le punem în practică. Să încercăm totuși. Să ne vedem cu bine mâine dimineață.